Continuăm să studiem din Sfintele Scripturi și haideți să o facem cu o inimă smerită înaintea Domnului, lăudându-L în același timp pentru puterea și lucrările sale. Amin. Astăzi lecția a șaptea, un regat mare și puternic. Așa ne prezintă Cartea Sfântă Împărăția lui Dumnezeu. Știți că evreii, potrivit făgăduinților din profeți, așteptau generație după generație îndepărtarea oricărei opresiuni și fondarea unui regat puternic. În mod deosebit rezultă aceasta din cele scrise în Noul Testament, acolo unde este arătat că și chiar ucenicii și chiar după învierea Domnului așteptau să se instaureze acest regat puternic. Domnul însă le-a spus că se amână așezarea Lui, până la așezarea tuturor lucrurilor. Dar vreau să vă citesc din Isaia 60, ca să avem doar o imagine din multe altele, de ce se așteptau evreii, de ce așteptau cu atâta dor instaurarea acestei împărății puternice. Profetul Isaia, capitolul 60. Citim de la versetul 10. Străinii vor dizidurile și împăraților vor sluji. Versetul 11. Porțile tale vor sta veci deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre în tine bogăția neamurilor și împărații lor cu alaiul lor. Căci neamul și împărăția care nu-l vor sluji vor pieri și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. Slava Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul și merișorul, crinișorul și toți la oaltă, ca să împodobească locul sfântului meu locaș, căci eu voi proslăbi locul unde se odihnesc picioarele mele. Deci evreii aveau făgăduințe în care se afirma clar că toate împărățiile pământului se vor supune unei conduceri care va fi instaurată de Domnul la Ierusalim. Însă Dumnezeu avea un plan diferit față de cel intuit de ei. Și Petru până la urmă l-a înțeles. De aceea spune el, citim din Fapte capitolul 3, în una din predicile sale, versetele 19 la 21. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai înainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească. E vorba de timpul dintre întâia și a doua venire, până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. Acum de-abia au înțeles că împărăția lui Dumnezeu urma să se deruleze într-o fază prezentă, cea în care suntem de 2000 de ani, și o alta în care urma să vină cu putere și să se instaureze definitiv. Natura acelei împărății eterne ne este încă necunoscută în întregime. Pentru că știți, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Pe de altă parte, cred că nu putem să pricepem acele dimensiuni. Noi n-am înțeles, mă refer la oameni de-a lungul generațiilor, nici descoperirile tehnice care au apărut. Când au apărut invenții mai marcante, oamenii au fost șocați. Și marea masă n-a putut să accepte decât greu. Ioan, un ucenic și el al Domnului, apostolul, scria în epistola sa, 1 Ioan, capitolul 3, încercând să ne liniștească, dar în același timp să ne ofere o încredere totală. 1 Ioan 3, citim la versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi, adică felul în care
va fi natura noastră în împărăție și prin aceasta care vor fi coordonatele împărăției lui Dumnezeu, nu s-a arătat încă. Mai târziu s-a mai arătat ceva în Apocalipsa, dar oricum nu s-a arătat tot. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Doamne, ajută-ne să ajungem. Dat fiind faptul că oamenii n-au înțeles felul în care se va instaura împărăția lui Dumnezeu, au făcut greșeli de-a lungul istoriei creștine. Amintiți-vă de cruciadele din jurul anului 1000 până vreo două secole, trei mai târziu. Să ne amintim de alte teorii care în vremea noastră sunt acceptate de unii teologi, conform cărora Evanghelia se va vesti până la marginile pământului, oamenii vor accepta cuvântul lui Dumnezeu și societatea se va schimba treptat, o evanghelie socială. Au fost și alte încercări mai utopice, de exemplu, anabaptiștii în secolul XVI au instaurat un regim special, considerau ei pe criterii biblice, dar au fost nimiciți liderii acelei mișcări și locația unde se așezaseră ei în vestul Europei. Pentru că toate încercările au dat greș, urmând ca Dumnezeu la vremea hotărâtă să instaureze acest regat mare și puternic. Iată câteva imagini ale lui. Mai întâi, Isaia, capitolul 2, muntele casei Domnului. Un munte în Biblie este un simbol al unei împărății puternice. Dealurile sunt simbol al unor regate mai mici. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Poporile se vor duce cu grămadă la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Era o imagine. Știți, spune și în cartea Psalmilor că alți munți pismuiau pe muntele Sionului, dar le spune că se trudesc degeaba, pentru că Dumnezeu l-a ales. Și în jurul acestor lucrări conturate de-a lungul istoriei la Ierusalim, se va așeza acel imperiu, dar având pentru eternitate sediul la Ierusalimul de sus, așa cum afirmă Noul Testament. Vă mai rețin cu un cuvânt dintr-o scrisoare, cartea Ezra, capitolul 6, a regelui Dariu. Îmi pare interesantă formularea. El voia să facă referire la puterea sa, dar în același timp era conștient că puterea Dumnezeu este mult mai mare. Să ne amintim că el a avut de-a face cu acel Dumnezeu și cu ocazia experienței lui Daniel din groapa cu lei. Ezra 6, versetul 12. Se referea la refacerea templului și apoi a cetății sfinte și la împotrivitori. Ezra 6 cu 12. Dumnezeu care a pus să locuiască în locul acela numele lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această casă lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Dariu, am dat porunca aceasta să fie împlinită întocmai. Acum, cine urma să supravegheze împlinirea poruncii? Observați că el a spus: Dumnezeu să răstoarne dacă cineva se împotrivește. N-a zis: trimit eu armatele mele. Eu văd aici conștiința lui cu referire la suveranitatea absolută, la supremația divină. Vreau să luăm și un alt exemplu, o altă imagine din Vechiul Testament. Deschidem la cartea 1 Regi, capitolul 1, tronul lui David, care în perspectivă era lui Mesia, atunci când acest om al lui Dumnezeu era pe moarte, era să fie uzurpat în planul profetic. Și spune Scriptura aici, citim de la versetul 5, că Adonia s-a sumețit și a zis: eu voi fi împărat. Și s-au raliat cu el parte din
ofițeri, din oameni religioși, din conducerea administrativă a Imperiului și s-a dat o masă inaugurală a noului rege. Între timp, pornind de la acțiunea profetului Natan, care era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, intervenind la regele David, lucrurile s-au schimbat. Și exact în aceeași zi a fost așezat pe tron, cum spune aici, citesc de la versetul 34, să sunați din trâmbiță și să ziceți, trăiască împăratul Solomon. Și apoi versetul 40, tot poporul s-a suit după el și poporul cânta din fluier și se desfăta cu mare bucurie, se clătina pământul de strigătele lor. Ceva asemănător cred că va fi la sfârșit. Aici avem o imagine simbolică. Anticristul se va așeza, vor pretinde o supremație globală și pe când să-și serveze mai bine masa, pe când să se instaureze, Dumnezeu va așeza pe adevăratul urmaș al lui David și poporul, cei selecționați pentru împărăția lui Dumnezeu, vor gusta bucuria și pacea, așa cum s-a întâmplat atunci la o scară redusă în Israel. Vreau să mă observăm încă un caz din Cartea 2 Cronici, capitolul 22, dar în aceeași lucrare a seminției davidice. 2 Cronici 22 și 23 ne prezintă situația cea mai critică din istoria dinastiei lui David. Pentru că cea mai puternică dinastie, sau nu neapărat cea mai puternică, cea mai puternică bătălie a vreunei dinastii împotriva dinastiei davidice a fost cea lui Omri și în mod deosebit după influența rezultată în urma căsătoriei lui Ahab cu Izabela. Și scrie aici că în urma înscrierii apoi a lui Iosafat cu Ahab s-a ajuns la o situație critică atunci când pe tronul lui David la Ierusalim a ajuns Atalia. Scrie aici în versetul 10, 2 Cronici 22 cu 10, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. A scăpat un singur bebelaș, ascuns de una din rudenile lui, ce era soția preotului Ihoiada. Versetul 12, a stat 6 ani ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu și în țară domnea Atalia. Dar acel mare preot bătrân avea 100 de ani, Dumnezeu l-a ținut cu viață. A reușit să se impună, să organizeze leviții, să facă un pact și cu militare și să-l pună pe Ioas rege la 7 ani, în aceea zi în care a ucis-o pe Atalia, pentru că Dumnezeu a vegheat ca tronul davidic să nu se piardă. Spune Scriptura în Apocalipsa 13 că se vor relua, dar la o scară mondială astfel de situații. Este scris acolo, hai să citim, puterea lui fiare și-au început să închine fiare zicând, cine? Versetul 7, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biroiască, adică să ucidă, să martirizeze o parte din ei. Și s-a dat stăpânire peste orice seminție, orice norod, orice limbă și peste orice neam. Și tocmai când puterea va ajunge la culme, se va arăta urmașul fiului David, copilul de altă dată din Iesle, venit mare rege și mare preot în același timp, pentru că puterea este a lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Firul acestei făgăduințe, acestor promisiuni, se va împlini întru totul. Am putea să amintim și alte exemple din istorie. În secolul trecut, știți, Holocaustul a pus capăt a milioane de evrei, dar imediat după aceea s-a creat o conjunctură internațională favorabilă și în adunarea Națiunilor Unite s-a votat înființarea statului Israel în 1948. Dacă ați citit, arabii nici nu admiteau ideea ca evreii să aibă putere, pentru că în vremea mandatului britanic, evreii n-aveau voie să dețină nici măcar vreun pistol asupra lor. Dar le-au ascuns, au făcut ce au făcut în noaptea când s-au retras englezii, s-au impus. Mai târziu, cu ocazia războiului de 6 zile, în 1967, din nou se părea că sunt
înconjurați de toate părțile, într-un mod miraculos au supraviețuit. Iată că încă nu s-au pocăit. Înseamnă că Dumnezeu trebuie să-și mai arate lucrările mai departe. Dar toate acestea evidențiază căci și atunci când pare situația la limită și Dumnezeu întârzie, o face după planul său, nu că n-ar putea mai repede sau că, iată, sunt situații în care ar risca să piardă situația de sub control. Trecem în Noul Testament la alte două imagini, prin două pilde, Matei 13, citim de la versetul 31. Pilda grăuntelui de muștar. Iisus le-a spus înainte o altă pildă și le-a zis, împărăția celor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acestea, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavatul, se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Eu nu știu exact la ce plantă s-a referit. Dar ce spunea Domnul Hristos, de la cea mai mică sămânță, o dimensiune infimă, se ajungă la un copac încât să-și poată face păsările cuiburi. Aici se observă puterea de creștere. Pentru că Dumnezeu, dacă vrea, se bate cu plantele cu ei. Niște plante care în timp se întăresc și devin atât de puternice încât cuceresc tot pământul. Să ne amintim cum s-a dezvoltat această împărăție, dintr-un condamnat la moarte. Ne referim la Domnul Hristos, lipsit de apărare, părăsit de cei apropiați, umilit de toți și în batjocuri îi spuneau împărat, împăratul iudeilor. Se jucau de împăratul și chiar era împărat, slăvit să fie numele. Fiii nu știau, ci urma să se nască de aici, acum urma să se pună sămânța în pământ, pentru că apoi să crească, să se formeze această puternică împărăție. Nu-și dădeau ei seama. Și tot întreba Pilat, dar cu adevărat ești împărat? Spus, da, eu pentru asta m-am născut. Și numai nu înțelegeau. Dar să ne gândim la felul în care a explodat apoi lucrarea. Că nu au mai putut să o controleze. S-a extins peste tot. Urmașii Domnului Hristos au devenit invincibili. Pentru că Dumnezeu este atotputernic, slăvit să-i fie numele. Știți că imediat după anul 300, Constantin a dat libertate creștinismului, dar apoi, câteva decenii mai târziu, același secol, Iulian Apostatul a vrut să dovedească faptul că profețiile nu se vor împlini. S-a dus la Ierusalim, s-a apucat de treabă. Dar a murit în scurt timp. Am avut însă vreme să spună, și sunt rămase în istorie aceste cuvinte, m-ai învins galileene. Spunea Napoleon mai târziu, el care s-a luptat, a mărșăluit prin Egipt, s-a bătut la Megiddo, acel loc al bătăliilor, al Armagedonului. A vrut să cucerească Rusia și spunea la un moment dat, când a fost el exilat apoi, m-am impus pe câmpul de luptă, dar nici pe departe nu l-am egalat pe Hristos, zice el. Soldații lui sunt mult mai devotați, mult mai puternici. Când a vrut să învingă Rusia, i-a spus un prelat al vremii, dacă a vrea Dumnezeu, și a zis Napoleon, asta o fac și singur. Și Dumnezeu s-a folosit de frigul din Rusia și și-a înmormântat soldații pe acele zone, pentru că Dumnezeu rămâne atotputernic, slăvit să-i fie numele. Iată o altă pildă aici, versetul 33, Iisus le-a spus o altă pildă a aluatului. Împărăția cerului se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Aici avem puterea unei acțiuni exterioare ce lucrează din interior. Pentru că e interesant felul în care cucerește lumea Domnul. El lucrează din afară, dar de fapt lucrează dinăuntru, cucerindu-ne inimile, realizând în noi oameni noi pentru o împărăție nouă și toate astea într-un mod neînțeles și tainic. De altfel, credem că și cu ocazia primei veniri și a răstignirii, diavolul
S-a aflat în urmă înșelat. Și toate acțiunile lui au fost în final un eșec. Și tot ceea ce Dumnezeu a întreprinde este o mare biruință, o mare lucrare. Așadar, împărăția lui Dumnezeu este comparată fie cu un munte, fie cu o plantă, dar toate astea se dezvoltă extraordinar, cu o piatră ce cuprinde tot. S-a văzut în istorie care putere. Vreau să observăm acum câteva caracteristici ale acestei împărății pe care putem să o numim de aur, de glorie. În primul rând, puterea divină. Citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 1. Imediat ce Domnul le-a spus ucenicilor că urmează să moară, le-a spus că va învia și a mai adăugat un verset ce încă nu e explicat poate bine de nimeni, dar luăm din el cel puțin ceea ce este evident. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Și unii cred că se referă la schimbare la față, alții la cartea Apocalipsei, alții la venirea Domnului în mod efectiv, dar ce mă interesează pe mine? Venind cu putere. Vreau să scot în evidență puterea acestei împărății. Spunea Pavel în 1 Corinteni 4:20, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Politici au avut toți, slogane, toți, dar putere limitată, la urmă prea mică. Puterea acestui împărat și armatelor sale din cer și de pe pământ vor finaliza lupta împotriva oricărei domnii străine, ostile, binelui și fericirii. Spune Scriptura, 1 Corinteni, capitolul 15, versete care anunță această putere în biruința ei, 1 Corinteni 15, la versetul 24, în urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Aici are în vedere nu doar domniile pământene, ci și structurile demonice. Căci trebuie că el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii și picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu va avea biruință deplină. Ne deplasăm în cartea Apocalipsei, capitolul 12, pentru a vedea cum se vor contura aceste bătălii finale. Citim de la versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerul lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerul lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și este aruncat jos. Și aici suntem și noi părtași la aceste bătălii pentru sufletele noastre. E ca și într-un război de stradă, când se dă bătălia la fiecare colț, la fiecare suflet, la fiecare casă. Dar spune apoi, întoarcem pagini la Apocalipsa 19, la versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat, el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca apara focului, capul era încurnat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Iar îmbrăcat cu haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu, oștile din cer, îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier, le va călca în picioare anteascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slăvit să fie numele Lui. Va fi acea prezentare triumfală, finală, după biruința deplină. Și ca să nu spună cineva că ne lăudăm până n-am depus armele, afirmăm că de fapt cea mai mare bătălie a fost și fost câștigată când Domnul Hristos a murit și a înviat biruitor. Marea bătălie atunci s-a dat. De aceea spune Scriptura, citim Fapte, capitolul 4. Și ucenicii au înțeles aceasta. De la versetul 24.
Ce bine că au spus-o când au fost arestați. Cu ocazia liberărilor, când s-au dus să se roage, când au auzit aceste lucruri cu toții, au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, pentru ce s-a întărât neamurile și pentru ce cugetă popoarele noroade lucruri de șart? Împărații pământului s-au răsculat, domnitorii s-au strâns împotriva Domnului și împotriva unsului său, în adevăr împotriva robului tău celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însosit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile, cu noroadele lui Israel. Și acum atenție, ca să facă tot ce hotărâsi mai dinainte mâna ta și sfatul tău, vieții de ei. Ei n-au avut nicio putere, cum spunea Domnul către Pilat, Ioan 19, n-ai avut nicio putere, ți-i dată de sus. Cum? L-a dat să răstignească, păreau puternici, cu masa de oameni, amenințând cu Cezarul. Știți cine era trist atunci, cel mai mult? În zilele acelea, diavolul își da seama că a pierdut bătălia. Oamenii că nu și-au dat seama mai târziu. Dar diavolul, el știe, scrie în Apocalipsa, știe că mai are puțină vreme. Oamenii nu știu asta întru totul. Dar vor constata și ei. De aceea trebuie să afirmăm că războiul Armagedonului este întâi spiritual. Nu degeaba când Domnul a fost răstignit. Scrie în Ioan 18:36, împărăția mea noi din lumea aceasta, dacă ar fi fost de aici, mi-aș fi adunat armată, spunea Domnul. Efesen 6, noi nu avem de luptat cu carne și cu sângele. Nu-s cruciadele pentru noi. Și papa de la Roma și toți regii pe care i-a înrolat n-au înțeles asta. Noi avem de dat o bătălie spirituală și în aceasta în care ne luptăm zi de zi, dorim ca Domnul să ne dea izbândă. În final vor fi și anumite încercări omenești de a face ceva. Ascultați-mă ce vă citesc din Apocalipsa 16, dar zarvă fără ispravă, vorba profetului. Apocalipsa 16, citim de la versetul 13. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura procului micinos, cele trei forțe demonice de prim rang, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Și întoarcem pagina și citim din capitolul 17, versetul 14, ceva din ceea ce ne prinde și pe noi. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cei chemați, și aici cuprinde și unitatea noastră militară, aleși și credincioși care sunt cu el de asemenea, îi vor birui. Căci toate promisiunile Apocalipsei sunt pentru biruitor. Până atunci, știți ce face Domnul? Domnește în mijlocul vrăjmașilor. Că la tronul de domnie n-au putere, dar n-au putere nici pe teren, dragii mei. N-a scos Domnul ața demon, n-a dat putere ucenicilor. Ei încă sunt lăsați, așa că la intrarea în Canaan nu s-au omorât toți deodată. Până se mărește numărul credincioșilor și împărăția se extinde în mod tainic, dar n-au nicio putere. Așa a promis Dumnezeu, Psalmul 110, o vreme de domnie în mijlocul vrăjmașilor. Versetul 1, Domnul a zis, Domnule meu, șez la dreapta mea și de 2000 de ani acolo. Până voi pune pe toți vrăjmașii tăi sub picioarele tale, Domnul va întinde din Sion toiacul de cârmuire al puterii sale, despre putere am vorbit, zicând, stăpânește mijlocul vrăjmașilor tăi, slăvit să fie acest Domn biruitor, care vine cu putere. Și spune în Luca, capitolul 19, când Domnul a prezentat o pildă, despre unii care îl urăsc și Domnul stăpânește între ei și au zis, nu vrem ca omul să împărățească peste noi. Dar în 27 zice, cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc peste ei, adus-i încoace și tăiați-i
înaintea mea, dar asta va fi în final. În al doilea rând, o altă caracteristică a acestei împărății de aur, stabilitatea și protecția absolută. Și aici suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, până într-acolo încât niciun fir de păr nu ne cade din cap fără voia stăpânului. Dar să ne gândim la împărăția lui Dumnezeu, o societate fără inamici, fără războaie, fără probleme de insecuritate. Vă dați seama câtă trudă oameni când se duce Barack Obama undeva, nu o să știți cât alai poartă după el și câtă securitate merge înainte. Sunt verificate clădiri, sunt alunate în jur rețele care ar putea să bruieze ceva. Este o trudă imensă. Țări puternici. Mi-am amintit astăzi de, era o sintagmă pe vremea lui Ronald Reagan, războiul stelor, când era războiul rece cu rușii. Sisteme de securitate cosmice, pământene, bieții evrei au acel sistem antirachetă și la noi în țară, să ne prindă și pe noi sub umbrela lor. Pentru că e un sistem cu atâta insecuritate. Nu reușesc să termine cu teroriști în jur, spionaj, contraspionaj. Ce liniștiți vom fi în împărăția lui Dumnezeu? Nu ne mai ascultă nimeni telefoanele, nu mai te tem ca perioada comunistă că a ascuns undeva ceva și ești chemat la raport. Nu mai trebuie chei să încui ceva, să ascunzi că fură hoții. O securitate deplină, o pace, o stabilitate absolută, scrie în Isaia 65, în privința aceasta, versetul 25. E ceva simbolic a acelei stări de pace. Lupul și mielul vor paște împreună. Leul va mânca paie ca bou și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău și nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Mica, capitolul 4. Și aici pe pământ ar fi ceva mai bine dacă n-ar trebui să grevăm bugetele statului cu atâtea cheltuieri militare. Dar iată ce va fi atunci și acolo. Mica, capitolul 4, citesc de la versetul 3. El va judeca între multe popoare. Din săbii lor vor făuri fiare de plug. Asta nu că trebuie să arăm tare. E un simbol a faptului că se termină cu riscul unui război, a unei amenințări. Din suliții lor, cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia. Nu vom mai învăța să facă război. Și fiecare va locui sub vița și sub smochinul lui și nimeni nu-i va tulbura. Și se încheie versetul cu cuvintele, căci gura Domnului a vorbit. Și așa se va împlini. Nimeni nu va tulbura această liniște, această securitate acestui mare regat. Americanii spun că sunt puternici, dar ei se tem mai tare, nu? Și ei creează atâtea sisteme și alții la rândul lor. Pentru că împărățiile pământene n-au siguranță. O a treia caracteristică, imensitatea. Pe pământ au fost imperii mai reduse ca și teritoriu, mai extinse. Împărăția lui Dumnezeu va avea o extindere necuprinsă, un regat ce va cuprinde toată creația. Știți, scrie în Biblie că pe vremea lui Ahasveros, că Imperiul Medo-Persan a fost mai extins decât cel babilonian, domnea de la India până la Etiopia, din sudul Africii, spre extremul Orient, China n-a cuprins-o și celelalte țări, și până spre mijlocul Africii, 127 de ținuturi. Potrivit datelor de care noi dispunem, cel mai extins imperiu a fost cel mongol al lui Genghis Khan, dar n-a avut mare putere și nici n-a dăinuit mult. S-a restrâns imediat granițele. Ei, romanii au fost, cum este profețit, cei mai longevivi. Imperiul Roman de răsărit, știți că a căzut abia în secolul 15, în era noastră și datau încă dinainte erei noastre. Dar s-au terminat și ei. Eu învins otomanii și s-a terminat și cu aceștia și cu toate la
rând, pentru că nu rămân prea mult. Englezii au încercat o altfel de extindere și se spunea că soarele nu apune în Imperiul Britanic. Adică aveau posesiuni în Pacificul, în zona de răsărit și stăpâneau până în apus. Și acum Commonwealth-ul englez cuprinde încă Australia, Canada și alte state. Dar s-a pălit sclipirea coroanei engleze. Rămâne să vină corona adevăratului rege. Cum spunea Domnul prin profeți, se retrage corona din Israel și va fi dată aceluia care este vrednic de ea. În ce privește extinderea acestei împărății, vă citesc din Coloseni, capitolul 1, ca să vedeți cam ce granițe va avea. Coloseni 1, citim de la versetul 15. El este, vorba de Domnul Hristos, chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, pe pământ, cele văzute, cele nevăzute, fie scaune domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și atenție, pentru el și întreb eu pentru cât timp? Pentru eternitate. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Versetul 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Pământul nu e așa mare, dar cerurile cerurilor, cum să nu fie Domnul împărat, că doar el le-a creat? Nu sunt lucruri cucerite, sunt recucerite de la diavol, dar îi aparțin prin creație. De aceea, cum spunea și a doua Petru, capitolul 3, să așteptăm cu bucurie ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Nu știm. Ca să definim, cum spunem pentru noi, că să extinde România așa de la punctele cardinale, din Timiș până în Tulcea sau din Botoșan, punctul cel mai nordic, până sud la Dunăre. Pentru că e prea imens această împărăție, dar nu e prea mare pentru Dumnezeul nostru. Că spune Scriptura, cerurile celor nu-L pot cuprinde. Noi însă nu putem cuprinde această mărime a slavei sale, dar știm că Dumnezeu va fi împărat peste tot. Spun asta pentru că unii cred că mai sunt alte lumi și cine știe ce-o fi sau ce-a fost. Ideea de Dumnezeu, așa cum îl prezintă Biblia, nu suportă nici vreo altă anexare, pentru că El este necuprinsul. O altă caracteristică, eternitatea. De altfel este perechea imensității, un cosmos fără limite și un timp fără margini. Spune Scriptura în Psalmul 102, citim de la versetul 24, și acum au înțeles profeții pe Dumnezeu. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilor mele, Tu a cărui an țin veșnic, Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor peri, vorba de cerurile și pământul de acum. Dar Tu vei rămânea. Toate se vor închide ca o haină. Le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba, dar Tu rămâi același și anii Tăi nu se vor sfârși. Și acum dorința. Fiii robilor Tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămânea înaintea Ta. Doamne, dă-ne harul acesta nouăși copiilor noștri. Ca să putem spune a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, singurului Dumnezeu, să fie slava și asta în vecii vecilor. Așa se va spune, spune cartea Apocalipsa, capitolul 11, referitor la această domnie. Vedeți, pe pământ toți sunt limitați. Și cine se poate lăuda cu o domnie mai mult de câțiva zeci de ani? Ludovic al XIV-lea,
dacă îl lăsam noi pe Mihaia nostru, pe tronul lui, poate era cel mai longeviv din ultimele sute de ani, că încă trăiești. A fost rege foarte tânăr, mai întâi în 1927, când avea sub 10 ani. Dar nu i-a fost dat. În vremea noastră, știți, mandate limitate, excepții fac monarhiile. Nu știu dacă vă amintiți când a fost aici odată, într-o vreme înainte de alegeri, de la municipalitate, de la județ, și le-am propus să intre în Partidul Sfinților, care are mandat mai lung. Nu știu cum s-au uitat la noi, dar eu am vorbit din Biblie, că bieții de ei cât își doresc să mai prindă un mandat și unii modifică Constituția să mai prindă unul, dacă pot. La noi Constituția e făcută și mandatul e pentru eternitate. Slăvit să fie împăratul nostru. Iată ce spune Scriptura în privința aceasta, Apocalipsa 11, versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-a auzit glasul puternic care zicea: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său. Și acum durata mandatului. Și el va împărăți în vecii vecilor. Eu cred că asta e una din diferențele majore dintre toate împărățiile și împărăția lui Dumnezeu. Au fost dinastii care s-au impus, s-au schimbat dinastiile. Egiptenii poate au una dintre cele mai lungi istorii ale regatului și au fost multe dinastii în succesiunea lor. Dar, cum a spus Dumnezeu prin profeți, va rămâne o împărăție slabă și este și în zi de azi. Dar toate acestea sunt limitate și vreau să vă citesc din cartea Daniel. Asta poate când vă gândiți că îmbătrânim sau poate pe vreunul mai frământă și politica, să ne frământe asta sfântă, că asta merită. Spune Scriptura în Daniel, capitolul 6, mă refeream la vremurile apocaliptice, Daniel 6, versetul 26, cuvintele lui Dariu, un comunicat către Imperiu: poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, că cel este Dumnezeul cel viu, el denuiește veșnic, împărăția lui nu va fi nimicită niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. Și sunt prezentate aici împărățiile, în imagini. Și scrie de la versetul 12: ce alte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar le s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. Și prezentat cornul acesta care se va sumeți. Și apoi, în final, scrie versetul 17: aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Se ridică și coboară. Dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Că Dumnezeu e veșnic, asta o știm, dar noi de aici afirmăm că vom fi și noi veșnici în acest regat, împreună cu El, slăvit să fie Domnul. Și în ultimul rând, o caracteristică ce vine de la sine alături de celelalte, bogăția, în sensul că nu vor fi lipsuri sau limitări. Nu degeaba acea cetate este prezentată în Apocalipsa în valori absolute ale averii și luxului în antichitate. Pietrele prețioase erau atât de râfnite de cezarii romani. Știți că le dizolvau crezând că își vor lungi viața. Nu doar că își aranjau palatele. Cezarii romani în secolul I, în mod deosebit, dădeau niște ospețe, niște prețuri exorbitante. Toate astea, așa ca Solomon, care permițându-și nu și-a impus limite. Însă le-a impus bătrânețea limite, războaiele. Și la un moment dat chiar probleme economice. Se spune că unul din tribunii romani, când a rămas cu o avere numai de aproximativ, poate greșesc, dar spun cifre aproximative, 100.000 de dolari în valori actualizate pentru prezent, s-a sinucis. Că nu mai poate face al război.
și nu mai merită să trăiască viața, că nu mai poate să trăiască la același nivel. Și au dorit. Însă Împărăția lui Dumnezeu arată pentru noi că va fi împlinită această dorință. Am citit de la început din Isaia 60 că vor veni bogățiile neamurilor, se referă la metale prețioase. Apoi, acolo este o listă de pomi, grădina lui Dumnezeu, nu va duce lipse de nimic și toate astea. Scrie la un moment dat, hai doar un verset, vă citesc cum se vor schimba lucrurile. Versul 17, în loc de aramă voi aduce aur, în loc de fier, argint, în loc de lemn, aramă, în loc de pietre, fier. Adică totul va fi extraordinar. Și imaginea cetății din Apocalipsa o știți. Eu vă spun doar începutul de aici, scrie în Apocalipsa 21, de la versetul 9, vin o să-ți arăt mireasa nevasta mielului. Versetul 10, schimbă imaginea, nu-i mai mireasă, e cetate, că prezintă și locația. Având slava lui Dumnezeu, lumina este ca o piatră scumpă, ca o piatră de aspis, străvezie, ca cristalul. Și toate aceste porți imense făcute dintr-o singură bucată. Asta ca să exprime la cote absolute. Luxul, spun asta pe înțelesul nostru, dar e ceea ce nu îmi dau seama cum să vă explic. Cum va fi de fapt acest lux? Pentru că în rai nu înseamnă că va fi bine pentru că vom fi îmbrăcați în aur și vom avea de toate. Este o imagine pe înțelesul nostru, pentru că fericirea va fi mult mai mare decât a fi îmbrăcat în purpură și în subțire și a purta un lănțișor de aur la gât, așa cum își doreau regii sau ofereau cinstea asta pentru alții, cel puțin pentru o vreme. Așadar, să recapitulăm. Am prezentat câteva caracteristici. Puterea absolută, stabilitatea și protecția maximă, imensitatea, eternitatea, bogăția absolută. Toate acestea sunt pentru noi. Merită să ne luptăm? Merită. Muncește aici în viață, să-ți faci o căsuță. Și pentru pâinea cea de toate zilele. Așa, ciorba și friptura lângă ea. Și spune că o merita să muncim. Dar pentru ce are Dumnezeu în cer, nu merită efortul? Să le spunem și la cei firești, la care le place averea și vor să guste viața, să vină cu noi, că masa nu se mai termină și bunăstarea este de nedescris. Închei, citindu-vă din Daniel capitolul 2, unde e prezentat acel chip imens, în care nu mai rămâne nici praful, dar piatra va umple pământul și scrie în versetul 44, dar în vremea acestor împărați. Și Dumnezeu lucrează. Dumnezeu și lor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată, iată puterea, și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Frumos verset. Mi-amintesc că m-au pus părinții să-l învăț pe de rost când aveam doar câțiva anișori. Este un alt verset frumos în cartea lui Zaharia, capitolul 14, versetul 9. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. Am mai trecut unor prin case pe la pocăiți și am văzut câte o poză așa rămasă din perioada electorală. Nu vă condamn, dar eu zic mai bine treceți câte un verset din ăsta. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Și cum spunem noi în rugăciunea Tatăl nostru, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin? O împărăție mare și puternică. Am dovedit cu date biblice, cu istorie, dar cel mai frumos va fi când o va dovedi Dumnezeu pe deplin. Și vom fi ai Săi, slăvit să fie Domnul. Și un ultim gând, și fie ca să rămână în gând, această stăpânire absolută care ne va cuprinde pe noi va fi foarte interesantă, pentru că în același timp vom fi numiți domni, dar și robi. Rob în raport cu divinitatea,
domn în raport, cred, cu condițiile și lucrările de administrare ale cosmosului la care Dumnezeu ne va angaja. De fapt, nu va fi o robie, pentru că voia lui Dumnezeu trebuie să devină încă de aici ceva ce ne place. Și plăcându-ne, am putea spune că nu doar Dumnezeu ne comandă, și noi comandăm în același ton. Pentru că fericirea unanimă, în acord total cu Dumnezeu. Scrie în Judecător 17:6 și nu-i singurul verset, că în vremea aceea nu era împărat și fiecare făcea ce îi plăcea. În rai va fi împărat, toți vor face ce le place și fac cum îi place împăratului. Nu va fi haos, va fi o împărăție în care totul place, dar în același timp e o ascultare perfectă de Dumnezeu. Iată ce scrie în Romani, capitolul 6, că noi trebuie să ne înscriem încă de pe acum în această ascultare de Dumnezeu, dar care este liberă. Roman 6, versetul 17. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după cum ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o, ascultare din inimă. Și în 12:2 scrie că noi trebuie să ne înnoim în Duhul minții noastre, să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu și ea va deveni bună, dar în același timp plăcută. Nu va trebui în rai să predice nimeni de două ori, nici să facem procese verbale pentru cine ne ascultă. Și va fi desăvârșită. Nu trebuie să amendăm cu nimic legile lui Dumnezeu. Să îmbunătățim cu ceva. E desăvârșit. Și să nu uităm că în Apocalipsa 3 promite celor din Laodicea că vor sta cu Domnul pe tron. Și apoi în Apocalipsa 22 zice, robii lui vor sluji. Interesantă robie de pe tron. Vă doresc tuturora să ne ajute Domnul să fim acei robi care vom domni pe tronuri împreună cu Domnul Hristos. Într-o armonie perfectă, nu ca în coaliții politice cu păreri divergente, nu, Domnul va fi singurul domn, niciun comentariu, nicio forță ostilă, pace deplină, slăvit să fie Domnul. Amin.